Muzeul Maramureșean a scos de sub tipare cartea Din bucătăria bunicii, rețete tradiționale ilustrate pentru copii, al cărei obiectiv este recuperarea rețetelor vechi de la comunitățile etnice din Maramureș. Cartea face parte din proiectul Gust de Maramureș, rețete tradiționale de pe Valea Vișeului, derulat de Muzeul Maramureșean și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. În cadrul proiectului, derulat în perioada 1 februarie 10 noiembrie, a fost amenajată zona gastronomică din Muzeul satului Maramureșean și s-au organizat mai multe ateliere educative de gastronomie la care au participat copiii de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Sighet Marmației. Cartea conține 60 de rețete tradiționale ilustrate pentru copii, rețete culese direct de la bătrânele satelor Maramureșului. Ele au fost selectate în așa fel încât să cuprindă toate cele trei feluri de mâncare, supă sau ciorbă, fel principal și desert, și să ilustreze prezența celor 5 bucătării care s-au influențat și au dat naștere bucătăriei maramureșene atât de gustoasă și plină de savoare. Cartea se distribuie gratuit și va fi disponibilă începând de săptămâna viitoare la sediul Muzeului Maramureșean.